Fifty Shades of Grey sau cele 50 de umbre ale lui Grey este regizat de Sam Taylor Johnson și joacă Dakota Johnson și Jamie Dornan și este groaznic. Salut! Ok. Filmul este o poveste de dragoste dintre o fată exagerat de indecisă, cu minte speriată tot filmul, și un tip gen robot care nu are posibilitatea de a exprima emoții și nu are mimica feței, care este un ciudat, obsedat de a fi foarte dominant când vine vorba de sex și are o groază de reguli în privința asta, ceea ce pe mine m-a enervat. Și ea este, nu este deloc pe aceeași lungime de undă cu el, adică ea încearcă în același timp să-l transforme pe el să fie un om normal, cum vrea toată lumea, o relație normală. Între scenele interesante, aș putea să zic, tot filmul este cum el îi explică ei că nu poate să facă sex cu ea decât dacă o leagă și o bate și tot felul de ciudățenii din astea, iar ea nu este de acord cu el deloc, și sincer este din cauza asta, sau nu știu din ce cauză, este atât de plictisitor, de obositor, de stresant. Scenele care ar putea spune unii că de-aia a fost făcut filmul, că să vezi scenele respective, nu sunt deloc interesante, intense, kinky, nu. E ceea ce ai văzut în aproape restul filmelor, chiar și filmele de acțiune cu Van Damme din 90 și aveau una, două scene de genul, adică nu e ceva ce n-ai văzut până acum. Sau, mamă, ce nu-mi vine să cred că arată asta, am transpirat, mamă, acum vreau să fac nu știu ce când ajung acasă. Din punct de vedere al scenariului, ok, am înțeles că e făcut după cartea respectivă, care, din ce am auzit, oameni care au citit-o, este scrisă groaznic, nu știu ce să zic despre asta, dar se vede în felul replicilor din film, care sunt amuzante, aș putea să zic. Filmul devine o comedie, dacă ești atent la replicile pe care le au pe tot parcursul filmului. Actorii sunt ok, aș zice. Ea joacă bine, deși e făcută să fie o versiune a Bellei din Twilight. Tristă, speriată, cum am zis la început, numai că are o mimică a feței mult mai bună decât Kristen Stewart, clar, care sunt foarte fericită. Dar el, nu știu dacă poate a jucat prost și de-aia este atât de enervant sau a fost special făcut să fie de lemn și fără mimică și noua Kristen Stewart, varianta masculină. Nu au chimie între ei, actorii, nu simți niciun fel de chimie. Filmul arată ok, ca imagine e bun, arată bine. Muzica e ok, cine n-ai mai atent la muzică când vrea să-și zboare creierii, că te uiți la ceas crezând că o să întârzi unde aveai de mers peste 3 ore și vezi că au trecut 45 de minute din film. În concluzie, nota de la mine este 3. Nu cred că trebuie să mă explic de ce. Ok, mulțumesc pentru atenție. Cine e de acord cu mine, ok. Cine nu, foarte bine. Sper să vă mai uitați și la următoarele și mulțumesc pentru feedback-ul de ieri și like-uri și restul. Sunt poate un pic stresat și din cauza că nu vreau să intre cineva peste mine și să creadă că filmez pentru că vreau să mă sinucid sau ceva. Vizionare plăcută!